Tânăra de 21 de ani ucisă și abandonată pe un câmp, înmormântată astăzi în Alexandria. Apar și noi detalii din cadrul dosarului de omor. Înainte de a se sinucide, fostul iubit al fetei ar fi înjunghiat-o pe aceasta de 40 de ori. Alina, fata ucisă cu sânge rece de fostul iubit, a fost condusă pe ultimul drum. Familia, dar și prietenii sunt în continuare în stare de șoc. Singurul copil? Vă dați seama acum. O să fie acum pentru amândoi și taică-sul și maică-sa sunt colegi cu noi. Cum să ne mai întâlnim mine cu ei, să ce să mai ne spui la oamenii ăștia? Înțelegi, n-ați o viață numai. Se înțelegea bine cu actualul prieten, s-a așteptat și ei să gândeau și ei la nuntă. Este un șoc și fiecare dintre noi, știți, care avem copii, este dureros. Era copil bun și era nepoata mea. O fată cu minte, atât pot să vă spun. Nu se aștepta nimeni la asemenea tragedie. Nici atât. Era o fată cu minte, un copil cu minte. Între timp, noi date din anchetă au ieșit la iveală. Anchetatorii au aflat că Alina a fost urmărită timp de mai multe zile de fostul iubit, dar a refuzat să discute cu el. În ziua fatidică, a acceptat să se urce în mașina lui, sperând că după ce va vorbi cu el, acesta va renunța să o mai urmărească. Procurorii au găsit în mașina tinerei mai multe obiecte personale, printre care ghiozdanul acesteia și de asemenea cheile de la casă. Se pare că cearta dintre cei doi ar fi izbucnită încă din autoturism, pentru că pe trupul neînsuflețit al fetei au fost găsite mai multe plăgi înjunghiate la nivelul părții stângi a corpului. Așadar, răspund procurorii că aceasta ar fi fost înjunghiată încă din autoturism și ulterior și pe câmpul pe care a fost abandonat. Criminalul s-a suit apoi din nou în mașina sa și a condus 8 km până când a decis să-și curme și el viața. A intrat cu mașina într-un copac de pe marginea drumului și a murit pe loc. Cel care a găsit trupul neînsuflețit al tinerei pe câmpul din localitatea Frumoasa este actualul iubit al fetei, care se îngrijorase pentru că nu reușea să o contacteze. Tot el a fost cel care a alertat autoritățile și, de asemenea, și pe părinții fetei.